v-am găsit. Nu că e mars 13, stați liniștiți, că nu e nicio problemă. Eu deja am simțit. A dus-o pe fimea la grădiniță pentru prima dată în viața ei. Doamne, 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 numai părinte să nu fii când îți duci prima dată copilul la grădi. Ai plâns? Măi, n-am plâns, nici ea n-a plâns, dar n-am lăsat-o, că numai de mâna lui mami. Ce să vă spun, altfel suntem bine sănătoși. Dacă trecem și de etapa asta, deja mă simt că am scăpat de un lucru foarte important. Tu mai mergi la grădi? Am și eu momentele mele când mă duce mami la creșă. Mergi tu la creșă, faci acolo la oliță, vă pune pe toți în jur. Și mănânc, îmi place întotdeauna să mănânc felul 2, mămăliguță cu brânză și cu... MBS-ul, da, știu. Dragilor, mă bucur tare mult și pentru voi cei care vă veți duce copiii la grădi, mă rog, la grădi, la grupa mini, că na, grădi vorbim așa, în general. Să aveți putere și răbdare și să treceți ușor peste acest azi important. Parcă am avut astăzi admitere la facultate cu fimea, așa m-am simțit de grea. Tocmai de asta, marți 13, este o zi cu conotații de tot felul. Pentru cei care nu sunt superstițioși, este o zi ca oricare alta. Cei mai îndrăzneți însă chiar aleg numărul 13 în rundele noastre, pentru că nu le e teamă nici de pisica neagră, nici de fă trei cruci în jur, te învârte și iar nu știu ce. Nici dumneavoastră nu trebuie să aveți aceste superstiții. Bine, n-are rost să vă spun că Apollo 13 a fost lansat la 13 și 13 minute într-o zi de marți, că în general hotelurile nici n-au etajul 13 și că în general camerele la hotel nu au numărul 13. Sunt tot felul de superstiții, însă dacă nu țineți cont de ele, cu siguranță nu vă vor afecta.